Din nou mă simt bine la acest centru Calderon, în ambientul pe care îl pregătește de fiecare dată cei care se ocupă de acest centru. Și cum am venit de multe ori și m-am simțit la fel de bine ca și astăzi, astăzi vreau să-mi permiteți să mulțumesc, nu numai în gând ca până acum, doamnei directoare și echipei cu care lucrează, ca de fiecare dată noi să ne simțim așa de bine în acest spațiu ambiental. Semnalez de asemenea tirul la care ne supune editura Beta cu lansările sale de carte. Nu știu câți reușesc să țină pasul cu lecturile, dar eu simt că voi deveni în viitorul foarte apropiat foarte, 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 foarte pedepsibil la acest capitol. Deși nu sunt, cum se spune, înăuntrul cercului de betaniști, dar mă simt așa de bine în preajma acestui cerc, încât vin de fiecare dată cu mare plăcere, mai am și tupeul de a cere cuvântul, ca și astăzi, când vreau să glăsuiesc despre Alexandru Ciocioi, omul, poetul, prietenul multora dintre dumneavoastră și al meu. Mi-ar fi fost foarte simplu, mult mai simplu să vorbesc despre Alexandru Ciocioi dacă îl cunoșteam mai puțin. Cunoscându-l mai mult și mai bine, dar insuficient, mi-e tare greu să vorbesc despre poetul cuvintelor puține, despre poetul cuvintelor clare, limpezi, pătrunzătoare, mai ales despre poetul cuvintelor tăcute. Și urmându-i chemarea și exemplu, glăsuiesc și eu ca Alexandru Ciocioi. În pădurea tăcerii, scormonind țărâna până la prima silabă, gândul naște un brad din care oamenii își vor ciopli dulap pentru haine sau arcuș de vioară, fiecare țesându-și umbre. Încerc și eu să țes, dar nu atât de bine cum reușește Alexandru Ciocioi, care și-a descoperit la timp grăuntele mirific de talent cu care l-a hrăzit demiurgul, a înțeles că trebuie să-l înroureze cu sudoarea turniciei continue și a început să lucreze pe ogorul, pe răzorul de sub fruntea lui, acest bob. Așa a ajuns poetul să fie anticar de sensuri. De gesturi. Anticar de gesturi. Gesturi născute poate odată cu bradul din gând, care a devenit arbore de viu transformat în pom de Crăciun, ornat cu metafore, sub care poetul își așează darurile de fiecare dată, daruri care înseamnă ulciorul de cuvinte, să-și potolească arșița în setații de frumos prin poezie, sau pasărea din secundă să ne învețe zborul și să ne destăinuie comoara din clipă. Dar poetul, cu arderea sa continuă, se transformă încet în fântânar de cuvinte pe care le scoate din adâncul înțelesurilor și le dă vântului, le dă de freamătului de frunze sau de flori să le aducă până la noi. În timp ce el, poetul,
pleacă pe drumul ochiului către alte zări, către alte chemări mai albastre, poate prea albastre uneori, cu zborul din clepsidre. Și încet, încet, la o clipă de popas, poetul mi se destăinuie. Am uitat să vă spun. Bucuriile voastre le trăiesc de parcă ar fi și bucuriile mele. Durerile voastre le trăiesc mai dureros decât iubirile mele. Plâng lacrimile voastre cu amarul mai amar decât lacrimile mele. Și ne invită într-o seară de octombrie. Sub petale de zăpadă, în plete, pe gene și mai ales în suflet, să ne spună, eu ard. Mâinile mele pot îmblânzi cerul, pot destrăma pământul. Trăiți pe cariatidele mele pe care le-am făcut din epoci de pământ și de piatră. Exilul meu nu există. Și ne spune mai departe că la cununia mâinilor tatuate de vânt și furtun, nunta așteaptă să-i devoreze pieptul ars de prea multă lumină. Durerile mele, noiembrie. Rănile mele, noiembrie. Rănile acestea, pansate cu lacrimile din roua sufletului, le veți găsi în concentrații poate mai mici, în această carte pe care o l-ați luat astăzi, antologică, ca pe un sumum al operei sale. Alexandru Ciocioi are operă. Vă rog, convingeți-vă, citiți, descoperiți-l, redescoperindu-vă pe dumneavoastră voastre aproape în fiecare poem și veți fi, fie măcar cu o zbâcnire de metaforă, mai buni, mai bogați. Dragă Alexandru Ciocioi, îți mulțumesc pentru toate darurile de până acum. Le aștept cu nerăbdare și cu mare bucurie pe cele viitoare. Mulțumesc, Alexandru Ciocioi, poete. Mulțumesc, editorule Nicolae Roșu. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție.